Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, și emisiunea din această seară este dedicată tot analizelor subiectelor zilei și de asemenea evenimentelor din această perioadă, dat fiind faptul că, iată, ne aflăm într-o campanie electorală început așa mai leneș, am putea spune noi. Așadar, îi spunem bună seara și bine ai revenit colegei noastre, jurnalista Ana Maria Stoica, redactor șef Corjanul. Bună seara! Bine ai revenit, Ana! Cum ți se pare acest debut de campanie? Mi s-a părut un pic mai, începuse un pic mai promițător, ca să spun așa, campania chiar în prima zi, atunci cu vizita premierului Victor Ponta, părea că e mai o campanie mult mai acidă, pentru că am avut și o primă sesizare la birou electoral județean, o sesizare care nu s-a finalizat cu un dosar penal cum și-ar fi dorit cel care a făcut această sesizare, adică domnul Dan Vâlceanu, ci cu o analiză a celor de la poliție, dar cu un câștig pentru cei de la ACL, pentru că acel banner buclucaș care îi deranjase și a determinat să facă această sesizare a fost îndepărtat imediat de cei de la PSD. Deci, cum spuneam, campania parcă începuse un pic mai în forță în chiar prima zi, atunci la orele 00 cu acea discuție în contradictoriu între lipitorii de afișe care și-au dat întâlnire aici în centrul orașului, cu acea sesizare la B și cu vizita candidatului PSD, PC, UNPR, domnul Victor Ponta, dar după ce a plecat premierul, după ce s-au liniștit lucrurile, parcă cei interesați de această bătălie electorală parcă și-au lăsat motoarele la relanti, exact cum spuneam la începutul emisiunii, și încearcă așa să-și traseze strategii și să stabilească ceea ce vor face în perioada imediat următoare, deși, în opinia mea, aceste lucruri trebuiau să le facă înainte de a începe campania electorală și nu acum. Nu am văzut încă discuții acide și nici dezbatere atât de importante între contracandidați, nici măcar între liderii partidelor politice care au candidați în această bătălie electorală. Mi se pare așa că lumea parcă așteaptă să se întâmple ceva la nivel central ca să se transmită și în teritoriu. Adică dacă pornește un meci la București între contracandidați, se trezesc și cei din teritoriu ca să înceapă să se împungă și ei. Zic că este o liniște, sper eu, înaintea unei furtuni, pentru că în ultima săptămână de campanie mă aștept să se întâmple totuși niște lucruri cât de cât importante, chiar dacă noi jurnaliștii ne așteptam ca această campanie să fie și una cu lături și de o parte și de alta, cel puțin între ACL și PSD. Da, poate aceste săgeți otrăvite pe care le așteptăm noi jurnaliștii, da, între reprezentanții diferitelor partide politice să fi fost aruncate în acea pre-campanie electorală, pentru că ne amintim, toată vara au, da, fost, a fost o pre-campanie absolut foarte delungată, ca să zic așa. Candidații și partidele au intrat într-o campanie ilegală, nedeclarată oficial, de câteva luni înainte de a începe adevărata campanie, acum luna aceasta, la începutul lunii octombrie. Poate și din cauza asta, cred că s-au plictisit probabil unii dintre ei de această precampanie ca să își arate cu adevărat forțele în această campanie. Dar totuși poate suntem și noi răutăcioși, pentru că campania este doar la început și mai sunt încă multe lucruri de așteptat și timp berechet ca dânsii să se dueleze așa cum ar trebui într-o campanie electorală pentru o astfel de miză cotroceni. Pe de altă parte, cel puțin la nivel național și în alte județe din țară, pare a fi așa un fel de campanie însângerată, în sensul că foarte multe, iată, arestări, persoane publice importante, susținători ai unor partide politice importante, fie de la putere, da, fie de la opoziție. Am văzut, într-adevăr, agențiile de știri și nu numai, presa centrală este plină de astfel de subiecte pescuite din județe. Pare că peste tot se întâmplă ceva, peste tot
mai prinde DNA-ul vreun politician, se mai găsește câte un funcționar public care ia mită sau așa mai departe. La noi deocamdată este liniște la acest capitol. Noi am avut, așa ca o sinteză a ultimelor zile, aceste analize și aceste rapoarte, raportări de la anii care au fost în care județul Gorj a fost prezent prin persoanele publice de aici. Presa locală a relatat de edilii care sunt în proces cu ani. Unii au și pierdut procesele, cum este primarul de la Logrești, alții le-au câștigat, cum este primarul de la Fărcășești, și alții sunt la debutul unui proces și a unei anchete penale, cum este domnul Marian Negrescu de la Teatrul Dramatic Elvira Godanu. Din ce vedem noi, cam ani face deocamdată zgomot la acest început de campanie, cel puțin pentru Gorj. Dacă în alte județe face DNA-ul și alte organe de anchetă, la noi deocamdată ani. Dar vom vedea săptămâna viitoare, poate, cine știe, vreo arestare spectaculoasă, vreo reținere, ceva, ar putea să schimbe puțin soarta acestei campanii electorale. Bun, pe de altă parte, aș vrea să revenim la aceste migrații care au avut loc în zilele precedente, din nou de la PPDD către socialdemocrați. Ți-amintești că am mai avut această discuție vis-a-vis de reprezentanții Partidului Poporului? Știm că există un pact de neagresiune între cele două formațiuni politice, PPDD-PSD. Te aștepți și la alte migrări în masă acum de la alte formațiuni final, către socialdemocrați? Da, în această perioadă. Mă aștept pentru că mie nu mi se pare că a fost nicio trecere așa masivă. Mă așteptam, adică am citit alți colegi de presă din țară, în anumite județe chiar s-a plecat masiv, adică au plecat președinți de consilii județene, au plecat în masă consilieri PNL sau consilieri ai PC-ului. Dacă nu mă înșel, chiar înainte să vin la emisiune, nu știu, nu vreau să greșesc, dar parcă primarul Devei a plecat de la PC la PSD. În fine, oricum, și acolo ar fi trebuit să existe un astfel de pact de neagresiune, pentru că vorbim de o alianță pentru susținerea lui Victor Ponta acum la prezidențiale. Și totuși se pleacă și din sânul acestei alianțe și dinspre alte partide politice, spre PSD și invers. Deci mă așteptam la o plecare masivă de consilieri județeni. Mă așteptam ca consilierii județeni ai PPDD-ului să treacă acum la PSD sau de ce nu PSD-ul să rupă niște consilieri de la PNL, poate chiar și de la PDL. Dar uite că nu se întâmplă deocamdată treaba asta. Singura plecare așa în grup care este demnă de remarcat este cea de la Fărcășești, unde au plecat 8 aleși, dacă nu mă înșel, și au plecat toți în masă spre PSD. Da, asta într-adevăr ar putea fi un succes al PSD-ului care a fost Gorj, reputat la Fărcășești, da, loc putem, în care și primarul spune că este independent. Da, dar putem vorbi de succes în condițiile în care deja se aflau de aceeași parte a baricadei, pentru că formau majorități în mai multe consilii locale, la Consiliul Județean au vicepreședinte. Lucrurile s-au schimbat în funcție de interesele aleșilor, pentru că am fi naiv să credem că aceste persoane alese la scrutinul local din 2012 sunt toate așa cu inima, cu sufletul și cu mintea pentru cetățenii din urbea respectivă sau din localitatea respectivă. Deci nu toată lumea a candidat pentru postul de primar ca să devină consilier, că nu cred că era miza acele 3 milioane jumate sau cât iau consilierii la sat și cele 4 sau 5 cât iau în mediul urban, ci jocul de interese și faptul că își pot aranja familia, își pot face afacerile și așa mai departe. Deci acești consilieri locali, o parte însemnată dintre ei, nu sunt acolo pe funcții pentru că chiar îi interesează să facă ceva pentru localitate sau să sprijine o majoritate sau să sprijine primarul. Dimpotrivă, unii sunt acolo pentru că trebuie să fie și cineva care să facă opoziție și unii, într-adevăr, o mare parte dintre ei sunt pentru că au ceva de câștigat, iar oamenii au înțeles chestia asta. Și nu vorbim de cotizația aia sau de
banii care o parte se întorc la partid, ci de faptul că au interese mari în localitatea respectivă. Nu vreau să vorbesc de Fărcășești, unde este o comună cu un buget extraordinar de mare, care depășește multe localități din județul Gorj și unde miza financiară este enormă. De asta și spun că oamenii și aleși, în general, își mai schimbă opțiunile și lucrurile pentru care au candidat în momentul în care au făcut asta, adică în 2012. Evident că oamenii au candidat pentru PDL, au ieșit pentru PDL, iar acum se uită cu alți ochi spre PSD când văd că PDL-ul este undeva mult prea jos pentru pretențiile lor de politice de viitor sau pentru ceea ce își doresc ei să facă în această așa zisă carieră politică pe care o fac mulți dintre respectivii. De asta spun că aleșii, o mare, mare, mare parte dintre ei, deși n-ar trebui să se întâmple asta, sunt acolo pentru că nu, că n-au unde să se ducă când pleacă de acasă, ci pentru că interesele sunt mari, au de aranjat și de angajat soții, copii, rude și așa mai departe. Și de ce să nu spunem, mulți chiar visează să devină primar ai localității respective pe o conjunctură de lucruri. Uite că vorbeam și de Padeș, și acum primarul este după gratii, viceprimarul, chiar dacă pare așa la prima vedere că ar încerca să-l susțină pe colegul de echipă aflat în arest, îi dă din coate ca să își câștige respect acolo în localitate și să-și câștige notorietate, pentru că chiar dacă pare îndepărtată perioada asta 2016 viitoare de alegeri locale, omul este conștient că poziția pe care o ocupă acum ar putea să-l favorizeze și să fie, de ce nu, candidatul PSD-ului în 2016 în acea localitate, soarta actualului primar fiind pecetluită. Deci există o bătălie și între ei, există și un joc de interese, există și multe lucruri pe care noi presa nu le știm din aceste localități. Așa că oamenii se schimbă, își schimbă partidul ca și când ar schimba mașina când se duc la servici. Există posibilitatea ca, iată, conform unor zvonuri, să le spunem, dacă nu avem nimic cert, Sorin Bucurescu, da, primarul de la Sibiu, și Aristide Șerbănescu, primarul de la Schelar, ar părăsi PSD? Nu știu, Sorin Bucurescu, mă îndoiesc că va face chestia asta. În stilul caracteristic, el tot spune și se bate cu pumnul în piept și amenință, dar nu va face asta. Pot spune că chiar a participat la o întâlnire cu PSD-ul pentru campanie chiar astăzi. Adică omul s-a dus să discute cu liderii politici ce va face în campanie și apoi, în timp ce în presă, spune că pleacă de la PSD. Adică sunt două lucruri care se bat cap în cap. În ceea ce privește pe domnul primar de la Schela, și eu personal am stat de vorbă cu dânsul acum vreo două săptămâni și de atunci amenința că împreună cu viceprimarul, poate că și cu câțiva consilieri, va părăsi PSD-ul, asta nu pentru a se duce la un alt partid politic, ci pentru a deveni independent. Deși am încercat așa să-l trag de limbă și să aflu care sunt frustrările dânsului, că majoritatea mai spun, m-am certat cu domnul Călinoiu, nu știu, m-am certat cu domnul Cârciumaru, mi se pare așa că nu sunt băgat în seamă, unii mai spun despre ce este vorba. Domnul Șerbănescu a refuzat să spună asta, a spus doar că se va hotărâ, că se va decide, că mai așteaptă, că o să vadă, că pleacă și așa mai departe. Colegii de presă au scris că domnul va pleca, dar așa cum mi-a spus-o mie în urmă cu două săptămâni, probabil așa o va spune până când această ordonanță va fi în vigoare. Eu zic că nu va pleca de la PSD și cred că o spune și domnul Călinoiu, care sunt convinsă că a discutat cu el și l-a făcut să se simtă că este încă în PSD. Să vorbim puțin și de strategiile de campanie, iată, mitinguri de susținere, întâlniri cu alegătorii și campanie din casă în casă. Aceasta este viziunea opoziției gorjene. Și puterea face la fel. Sunt așteptați Klaus Iohannis pe de o parte și Elena Udrea. Știm că va veni săptămâna viitoare, sper să nu greșesc, domnul Victor Ponta din nou în județul Gorj. Cei trei candidați mai importanți din cei 14. Care restul cred că nici nu vor veni pentru acest prim tur, zic eu. Pe de altă parte, am văzut deputatul Niculina Mocioi a făcut o declarație publică în care spunea dumneavoastră că nu exclude un parteneriat acele FNME,
Știm că și socialdemocrații negociază cu sindicatele. Te-aș întreba, sindicatele mai au vreun cuvânt de spus în această campanie electorală, așa cum se întâmpla în urmă cu ceva ani, când, ne amintim, erau protocoale semnate și cu mai multe formațiuni politice, se purtau fel de fel de negocieri, liste cu miniștri, ne amintim. Da, dar trebuie să ne reamintim și faptul că la momentul respectiv, adică în era Condescu, chiar exista un sindicat majoritar la CEO. Acum, în momentul de față, vorbim doar de niște sindicate care spun că formează un sindicat majoritar la CEO. Vorbim de acest SMEO creat de puțin timp. Domnul Rușeț susține sușitare că reprezintă 4500 de sindicaliști și că, de fapt, el este sindicatul majoritar. Să nu uităm că și Rușeț, când era la Universul, spunea același lucru despre cei pe care îi reprezenta în momentul respectiv. Acum, dacă vorbim cu restul, cu cei rămași în FNM, sunt convinsă că și dânsii spun că ei sunt sindicatul majoritar. Deci, de fapt, nu avem un sindicat majoritar, avem vreo 3 organizații sindicale care se bat pentru acest statut, deși cred că doar cei de la CEO știu într-un fel sau altul dacă într-adevăr vorbim despre un sindicat majoritar. Și care ar fi adevărul. Și care ar fi adevărul. Acum că politicienii încearcă să obțină voturile și a celor din CEO, am mai spus-o și eu, voi repeta pe toată campania asta electorală. Angajații din CEO și, evident, sindicaliștii sunt o miză foarte importantă a acestei campanii, cel puțin în județul Gorj. Pentru că avem peste 18.000, în fine, cu tot cu Doljul, sunt vreo 19.000 de angajați în CEO. Gândiți-vă că vorbim de 19.000 de voturi și dacă mai punem în calcul și familiile lor, voturile sunt foarte mari. Dacă Ponta sau Iohannis va câștiga aceste voturi și va câștiga încrederea angajaților din CEO, va obține un procent foarte bun care îl va propulsa în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Deci, cum spuneam, angajații din CEO sunt o miză extrem de importantă, iar faptul că se poartă discuții cu aceste sindicate și de către ACL și de către PSD n-ar trebui să fie un secret. Sunt chiar curioasă cum se vor împărți în schimb voturile și ce influență mai au liderii de sindicat asupra sindicaliștilor. Adică dacă liderul de sindicat face o ședință, cum spunea domnul Rușeț, se va stabili în comitetul executiv al SMEO. Va face o ședință și vor stabili acolo la vot cum vor face. Fac bilețele și spun, haide să vedem domnilor din comitetul executiv cu cine votăm la alegerile prezidențiale, în condițiile în care știm toată lumea că omul intră singur în cabină, nu intră cu sindicatul după el, nici cu liderul de sindicat și își pune ștampila pe ce dorește omul în momentul respectiv. Crezi că mai sunt atât de naivi alegătorii din acest an față de anii precedenți? Oamenii nu mai sunt și nici liderii de sindicat nu sunt naivi, cum nu sunt nici angajații din CEO. Adică probabil aceste negocieri vor aduce un avantaj patrimonial doar liderilor de sindicat care vor încheia acel document cu reprezentanții partidelor care au candidați acum la alegerile prezidențiale, dar respectiv e, nu știu cum să spun, mi se pare așa că vând praful de pe tobă. E ca și când aș vinde eu, pentru că faci parte cu mine dintr-o organizație, ți-aș vinde votul sau aș garanta pentru votul tău, deși eu nu pot să garantez lucrul ăsta. Deci este așa, vinzi aerul pe care îl respiri pentru ca unii să aibă un câștig și alții nu. Deci eu nu aș crede în chestiile astea că liderii de sindicat mai pot influența votul. Dar dacă încălzește pe unii dintre politicieni, probabil că se vor încheia acestea, așa pentru liniștea personală a unora. Deși sunt convinsă că acești lideri politici știu că dincolo de aceste documente care se încheie așa pentru ochii presei și a opiniei publice, nu pot influența chiar așa de mult votul. Bun, avem și un sondaj de opinie, da? un studiu realizat de către Institutul de Analiză și Investigații Publice și Politice Gorj, în care am avea așa un scor electoral, Victor Ponta mult peste 50%, iar Klaus Iohannis în jur de 24%. Cât de plauzibile sunt aceste cifre? Tind să le cred dacă luăm în calcul ultimul scrutin, adică alegerile europarlamentare, când PNL-ul a obținut un scor foarte slab
Iar PDL-ul s-a apropiat, să nu uităm că în Târgu Jiu PMP-ul a bătut chiar PDL-ul. Deci aceste sondaje de opinie poate că reliefează, să zic eu, un procent de 80% situația adevărată a voturilor la alegerile care vor avea loc luna viitoare. Cu toate acestea, toate aceste sondaje pot fi influențate și noi știm foarte ușor de un scandal de presă care poate apărea pe ultima sută de metri din campanie. Și atunci să răstoarne toate aceste... Atunci ar putea să răstoarne toată această... Pentru că o parte dintre acești oameni care au răspuns la acest sondaj făcut de Institutul domnului Morega ar putea să se răzgândească până la alegeri, pentru că mai sunt încă 3 săptămâni, pentru că vor vedea la televizor că nu știu ce a făcut Ponta, nu știu ce a făcut Iohannis sau nu mai știu ce material de presă. În același timp, să nu uităm cât de mult a contat... Deci crezi că va apărea elementul surpriză? Da, eu sunt convinsă. Poate nu în acest prim tur de scrutin, dar în al doilea sigur va apărea. Tu știi foarte bine și sunt convinsă că și telespectatorii și-aduc aminte la alegerile, la ultimul tur dintre Băsescu și Gioană, cât de mult a contat acea dezbatere publică făcută de TVR, în care erau doar cei doi candidați cu susținătorii după ei și acele întrebări puse, din păcate, acum pare așa amuzant, de domnul Robert Turcescu, puse celor doi candidați. Cât de mult a contat răspunsurile pe care le-a dat Joan în momentul respectiv și cât de mult a contat întrebările pe care le-a pus Băsescu lui Joan la momentul respectiv. Deci oamenii se pot răzgândi. Acum că sunt convinsă, eu n-am văzut și în presă care este și marja de eroare a sondajului, dar cu siguranță vor mai fi o parte dintre aceștia care se vor răzgândi sau își vor schimba votul așa pe ultima sută de metri. Pe de altă parte, aș vrea să discutăm puțin și despre opoziția din Gorj și cu aceste primări, cu aceste plecări ale primarilor liberali. Cum le vezi tu? Cât mai contează această infrastructură, că știm cât este de importantă? Primarii sunt importanți. Eu zic că sunt foarte importanți. Absolut toate campaniile electorale. Consilierii, nu știu ce să spun, dar primarul, dacă se aude într-o localitate că primarul, cum este cel de la Stejari, PNL, a plecat și se va duce la PSD, așa, eu zic că pentru localitatea respectivă este contează. Este al șaselea ales care, primar, al PNL-ului, al PNL-ului care pleacă. Eu zic că se știe că PNL-ul este într-un declin. Eu spun că dacă s-ar fi luat măsuri acum după europarlamentare și s-ar fi revigorat puțin PNL-ul, primarii nu ar fi plecat. Dar în momentul în care au văzut că domnul Dian Popescu iasă public și spune: dacă nu obțin un scor mulțumitor, eu plec, îmi dau demisia și așa mai departe, și n-a făcut lucrul acesta, în cine să mai creadă oamenii ăștia? Adică, ca oricare, la un moment dat te saturi de aceeași mâncare pe care o mănânci de 4 ani de zile, nu? Oamenii ăștia probabil simțeau nevoia să se schimbe ceva și la PNL, chiar dacă l-au în frunte pe domnul senator Dian Popescu. Poate că o schimbare, poate că dânsul era bine să se retragă un pas înapoi și să lase, nu știu, pe un primar, pe primarul Filip, de ce nu? Sau pe... uite, poate și pe primarul de la Cărbunești, așa, într-un interimat, ca să dea impresia că lucrurile se schimbă și că acolo există democrație. Cu siguranță acești primari care pleacă în masă acum de la PNL, unii spun că spre PSD, dar nu toată lumea a plecat spre PSD, avem plecări și spre PLR, adică tot spre PNL, dar spre partidul domnului Tăriceanu, poate că aceste plecări nu s-ar fi întâmplat. Dar eu zic că pe domnul Dian Popescu nu-l interesează acest lucru. Omul este interesat doar de el, nu-l interesează, că e ceva de genul: după mine potopul, el să-și rămână, să-și termine mandatul acolo în Parlamentul României, ce se întâmplă aici la partid nu mai contează. Din păcate, vor avea de pierdut oamenii care chiar poate fac de o viață. Sunt unii care sunt în Partidul Liberal încă de la înființarea lui, deci nu sunt traseiști așa care au schimbat partidul și care chiar cred în doctrina asta liberală și că au putut să facă ceva ca și liberali. Acum este păcat că nici dânsii n-au luat poziție și nu au cerut să se facă o mică schimbare, măcar așa, de imagine a PNL-ului. Pentru că, uite, sunt convinsă că acești primari nu ar fi plecat din partid. Și vorbim de primarii care au plecat doar cu documente, dar mai sunt primari care sunt de partea PSD-ului, vor face campanie PSD-ului,
fără să fie trecuți în documente cu carnet de membru de partid. Galben. Și chiar și asta este o altă lovitură dată PNL-ului. Oricum, scorul care va fi scos de ACL la aceste alegeri prezidențiale, se zic că în proporție de peste 70% va fi scorul PDL-ului. Cine și-asumă eșecul pentru un scor electoral slab al ACL-ului? Nu cred că și-l va asuma. Dat fiind faptul că, iată, Klaus Iohannis este liberal. Da, asta spun și eu, pentru că PNL-ul ar fi trebuit să fie vârf de lance în că această campanie. Acea poveste electorală, că uite, suntem împreună, ne numim Partidul Național Liberal, că uite ce am fuzionat, cât de bine ne înțelegem. Îți amintești, am mai auzit din... Da, e adevărat, s-a auzit, dar de la teorie la practică este mult. PNL-ul este mâncat de grupuri și grupulețe, nici PDL-ul nu duce foarte bine, dar, deși pare așa greu de crezut, domnul Dan Vâlceanu s-a impus în fața colegilor, momentan nu are nimic de împărțit cu ei, că știi tu că problemele apar de obicei în momentul în care partidul are de împărțit niște funcții, pune în pacă pe toți, așa, deci PDL-ul nu are nimic de împărțit, cum nu are nici PNL-ul în momentul de față, dar uite că la PDL este liniște în ceea ce privește scandalurile și tot ce a apărut în media și cunoscut de opinia publică, în schimb la PNL este așa o situație incertă, nu știe care cu care, fiecare sunt, parcă sunt rupți așa de realitate, de asta și spun că m-aș fi așteptat ca o parte din consilierii județeni ai PNL-ului să bată palma cu PDL-ul sau de ce nu să rămână independenți. Toți, o mare parte dintre cei de acolo au avut probleme cu Dian Popescu, gen domnul Banța, domnul Greci și așa mai departe. Deci, bună, ce împiedică să rămână, exact ce spuneai tu, ce împiedică să rămână înregimentați în această formațiune politică și să colaboreze foarte bine cu socialdemocrații? Da, păi asta nimic se va întâmpla. Nu este cazul consilierilor, dar zic că cei doi, sau poate mai sunt și alții, ar fi fost îndreptățiți să aleagă măcar statutul de independent, dacă nu cel de a trece la PSD, de exemplu, la putere. Amintește situația de la Consiliul Local Târgu Jiu, în care am văzut public hârtii semnate de către reprezentanții PNL și apoi reveniri de și către cei care erau și neasumate apoi de cei care au determinat, pe cei care au semnat acele hârtii să facă asta. Dar, așa cum am spus, jocul dublu al domnului Dian Popescu în fața liderilor PSD și nu numai este deja de notorietate. Eu nu cred că este un secret pentru nimeni și domnul Crăciumaru, așa cum știu eu, sunt convinsă că a știut din momentul în care Dian a provocat acel scandal cu Berca. Berca a pus săracul așa de, nu știu cum să zic, de formă. Cred că a fost mai naiv și a acceptat să facă acea contestație în Consiliul Local după ce el cu mânuța lui a votat, a dat mâna cu aleșii și așa mai departe. Vorbesc de domnul Gherghe. Dumnealui spunea că n-a văzut în documente despre ce păi, nu a văzut, dar este treaba lui să vadă. Dacă nu a văzut, trebuia să ceară, pentru că de asta este plătit sau de asta a fost ales ca să fie acolo. De scuza cu nu am văzut și nu am știut și vai de mine, ne punem poalele în cap, este o prostie din partea domnului Berca. Dar domnul Berca e mai împiedicat așa. Eu n-am permis să spun, nu este prima dată când face astfel de prostii. Știi că și-a mai dat odată demisia și a retractat-o că nu i-a ieșit lui Pasența tot în Consiliul Municipal. Așa că eu zic că pionul cel mai bun al lui Dian în scandalul ăsta, care uite că nu s-a terminat, a fost Berca, dar săracul om n-a avut nimic de câștigat. Deci Berca, din poziția asta așa de păcălici, nu a avut nimic de câștigat. A avut de câștigat, în schimb, acest Dian Popescu, care i-a băgat pe toți așa într-un scandal și într-o polemică, din care el a ieșit așa moț deasupra, iar ceilalți au rămas să se certe în continuare. Ana, îți mulțumesc pentru prezența ta în studioul nostru în această seară. Vom mai reveni la astfel de analize, dragi telespectatori. Ne revedem mâine.